Ieri după amiază, la laboratorul PCR din cadrul Direcției de Sănătate Publică au ajuns 2000 de kituri, reprezentând un prim lot al noii comenzi date de DSP în urmă cu 3 săptămâni. Astfel, probele prelevate de la persoanele simptomatice sau de la alte categorii de persoane prevăzute de actele emise de Ministerul Sănătății sunt prelucrate din nou în laboratorul de la Buzău. Odată cu reluarea activității, se va putea realiza și testarea în masă a personalului medical din cadrul Spitalului Județean de urgență, așa cum stabiliseră autoritățile din sănătate înainte de epuizarea stocului de kituri. În perioada în care aparatul real-time PCR de la DSP Buzău nu a funcționat, probele pentru testele de COVID-19 au fost trimise la București.